povestea lui Furga Murga. A fost odată, dragii mei, a fost odată o babă săracă, și avea numai o colibă mică unde ședea și un copil cu care împărțea bucuria, dar mai mult necazul vieții. Biata babă lucra ziua la alții și pe mult și pe puțin, cum se nimerea, și astfel își câștiga de mâncare și țoale pentru ea și pentru copilașul ei, că altă ce putea să facă. Era bucuroasă că poate să și le câștige fără a cerși. Într-o zi a dat baba copilașului 3 bani și i-a zis: „N-a banii ăștia, copile, și te du la pitar și să ne cumperi pită, dar ia seama să nu-i pierzi, că atunci nu vom mânca, că alți bani nu mai avem.” Copilul a luat banii și apoi tot într-un picior fuga la pitar. Pe drum însă află el o grămadă de copii ce se jucau cu rugace, știți, de cele cu coarne. Rugacea tot voia să zboare și copiii nu o lăsau. Dar copilul babei, fiind milos, zise celorlalți copii: „Nu chinuiți biata goangă, că nu v-a făcut nimica rău. Mai bine dați-mi 1000, că vă dau un ban pe ea.” Și copiii bucuroși îi deteră rugacea și copilul babei o luă frumos, o netezi și o băgă în sân, apoi plecă mai departe către pitar. Nu merse mult și iată altă grămadă de copii. Copiii prinseră un șoarece și se jucau cu el. Copilul babei, văzând bietul șoarece că-i mai mort de ostenit, zise către ceilalți copii: „Măi copii, nu chinuiți bietul șoarece, că nu v-a făcut nimic. Mai bine dați-mi-l mie, că vă dau un ban pe el.” Și copiii bucuroși îl deteră. Copilul babei luă șoarecele, îl netezi de la cap spre coadă și îl băgă și pe el în sân, apoi plecă mai departe. Pe drum iar află o grămadă de copii care se jucau cu un pui de șarpe. Șarpele tot voia să se bage într-o gaură și copiii nu-l lăsau. Cum ajunse copilul babei la ei, i se făcu milă de puiul de șarpe și zise copilul: „Măi copii, nu chinuiți puiul de șarpe, că nimic rău nu v-a făcut. Mai bine dați-mi-l mie, că vă dau un ban pe el.” Copiii se învoiră, primiră banul și copilul babei luă șarpele și îl băgă în sân, lângă șoarece și lângă rugace. Dar bietului copil milos nu-i mai rămase niciun ban ca să cumpere pită, că-i dase toți pentru lucrurile din sân. N-avea deci la ce să se mai ducă la pitar. Se întoarse acasă la mamă sa și în loc de pită goli din sân rugacea, șoarecele și puiul de șarpe. Mamă sa, adică baba, cum văzu bidigăniile aduse, se îngrozi de ele și, înțelegând că nu a cumpărat pită, îl ocărâ rău, bal și frecă o țâră. Copilul însă zise: „Nu bă bate, maică, poate că ne-o prinde bine odată și astea, nu știi.” Apoi copilul luă șarpele, îi dete de mâncare ce biet avea și îl băgă într-o oală, iar șoarecele și rugacea le băgă și pe ele în alte 2 olcuțe. Puse olcuțele pe o scândură a fargașului ce era deasupra ferestrelor și venea mereu la ele să vadă ce fac, cum trăiesc și cum dorm. Ziua când era cald, le scotea la soare, își trăgea bucătura de la gură ca să le dea lor și le învăța să asculte de vorbele lui. Când striga el: „Da, rugace, gace, vin să-ți dau pogace!” Rugacea ieșea din olcuță, întindea labele cele ca foarfecele și copilul îi da pogace, ormălai ce avea și el, și rugacea mânca și juca ca o păpușă. Copilul nu mai putea de folos, ba de la o vreme și mamă s-a se împrieteni cu ele și râdea și ea când le vedea pe toate jucând și făcând exercițiul ca soldați. La șoarece striga copilul așa: „Dau-ți șoarece, micucele, vin de mănâncă jumărele.” Și șoarecele pe loc se suia cu piciorușele dinainte pe dunga olcuței, se scârpina cu ele pe la bot și sucea mustăcioare și aștepta în bucătuiare. Și copilului îi sălta inima văzând cum mănâncă vitișoarele lui și le mergea bine. Pe șarpe îl dezmierda copilul așa: „Vin, șarpe balaur, cu solzii de aur, vino până la mine să mă joc cu tine.”
Și puiul de șarpe, cum auzea glasul copilului, șuiera una și ieșea cu capul afară, iar limbile și le ascuțea către copil în semn de bucurie. Copilul îi da de mâncare și apoi se juca cu el. După ce crescură toate vitișoarele lui, cum le zicea el, mai mari, le striga numai și ele ieșeau din ulcuțe, veneau la copil și el se juca cu ele, cum se joacă un copil cu alți tovarăși de-ai lui. De la o vreme, șarpele crescu așa de mare că nu mai încăpea în ulcuță și copilul îl băgă într-un ciubăr și mai apoi, după ce tot creștea ca din apă, îl băgă într-o cadă mai mare. Și copilul sălta de bucurie când îl vedea mare și șuierând ca un voinic, dese cutremura coliba. Baba, mama copilului, se împrietenise și ea cu bidigăniile astea așa de mult că acum parcă nu se mai simțea așa săracă ca mai înainte și nu strica voia copilului nici pentru toată lumea. De mergea copilul undeva, mama s-a grijea de vitișoare și le hrănea și le scotea la soare să se joace și era și ei inima la loc, văzând că acum nu e așa singură, așa părăsită de toată lumea ca până acum. Și copilul când venea o întreba, Măicuțo, ai dat la vitișoare de mâncare? Am dat puiul maichii. Le-ai scos la soare? Le-am scos maichii. Și copilul îi sărea în grumaz și o săruta, iar mamă s-a netezea pe cap și se uita țintă în ochii lui, apoi îl săruta și îi se părea să-l mănânce de bucurie. I se părea că așa copil ca ea n-are nimenea în toată lumea și nu l-ar da nici să-i fi dat cineva un colț de țar. Așa trăiră multă vreme fericiți. Dar într-o zi, șarpele începu a șuiera mai tare ca de obicei și copilul îndată se duse la el și îl întrebă, Dar ce ți lipsește, dragul meu? Au nu ți-am dat toate îndeajuns câte ți-au lipsit? Ba mi-ai dat, stăpâne! Mi-ai dat toate îndeajuns și-ți mulțumesc, numai că mi-a venit și mie dor de tata, de mama și de frații mei, că de mult nu i-am văzut. Și apoi mi-a venit și mie vremea, stăpâne, să mă însor și în țara mea e mireasa mea. Te rog, dară, dă-mi voie și slobozenie ca să merg acasă. Te slobod, puiul meu, răspunse copilul, deși fără tine aș fi cu o bucurie mai puțin, dar nu voiesc să-ți stric voia. Atunci șarpele îi zise, Bine, stăpâne, îți mulțumesc, dar te rog să mergi cu mine, că uite mi-e urât singur și eu vreau ca tata și mama să-ți răsplătească marea binefacere ce mi-ai făcut. Și copilul îi zise, Bine, puiul meu drag, cum să te las singur cale așa de departe? Așteaptă numai. Și copilul se duse la maică-sa și îi spuse gândul său, rugând-o să-i facă o turtă pentru drum și să-i gate traistă. Mamă sa, când îl auzi vorbind așa, se întristă mult și îl rugă să nu plece pe o așa cale lungă și primejdioasă și pe ea să o lase acum la bătrânețe, singură numai cu dorul. Dar copilul îi zise, Măicuțo, rămâi dumneata cu celelalte vitișoare și îngrijește de ele până vin eu, că eu mă grăbesc și nu zăbovesc și când voi veni, bine de noi va fi. Eu acum trebuie să plec, că nu pot lăsa puiul nostru singur. Apoi copilul, sărutând mâna mamei sale, luă traisa la grumaz, bâta în mână și cu șarpele după el plecă la drum. Iar biata mamă rămase singură cu ochii uzi de lacrimi și cu inima zdrobită și îi petrecu în zare până picură de nu-i mai văzut. Și se duse copilul cu șarpele după el, se duse 3 zile de vară, din zi până în seară, și apoi alte 3 zile și mai 33, până ajunseră la marginea unei păduri. Acolo se odihniră la umbra unui copac mare. Copilul scoase mâncarea din traistă, mâncă el și dădu și șarpelui, apoi băură apă dintr-un izvor și se întinseră să tragă un puiuț de somn. După ce se treziră, iar apucară drumul lung prin pădure, până ajunseră la cealaltă margine a ei. Aici zise șarpele către copil, Stăpâne, acum și ajungem la o apă mare și dacă o vom trece și aceea, am ajuns în țara mea. De aici nu e departe casa părinților mei. Când vom ajunge acasă însă și mă vor vedea părinții, ei de bucurie te vor înghiți,
dar tu să nu te sperii că iar te vor lepăda înapoi mai frumos și mai voinic de cum ești. Și apoi, când te vor întreba că ce ceri pentru că ai îngrijit de mine, tu să nu ceri altă nici aur, nici argint, ci să ceri mărgeaua de după măseaua tatei, că aceea e fermecată și cu ea poți face ce voiești și ce gândești, numai să sufli peste ea de 3 ori. Atunci șarpele se scutură odată și dintre solzii lui ieșiră aripi și zise copilului: „Stăpâne, suie-te pe mine!” Și copilul se sui pe el și șarpele zbură cu el și trecură apa ca fulgerul până de cealaltă parte. Acum erau în țara șerpilor. Pe unde mergeau și se întorceau, numai de șerpi dau, dar niciunul nu era frumos și voinic ca puiul copilului. Pe la amiază ajunseră la curțile împăratului șerpilor, că puiul copilului era chiar copilul împăratului șerpilor. Cum îl văzură ei pe copilul lor intrând pe poartă, îi săriră înainte, îl îmbrățișară și îl sărutară, apoi îl întrebară că ce a pățit și cum a ajuns aici. Șarpele le arătă pe copil, spunând că el este mântuitorul lui. Atunci împăratul șerpilor de bucurie îl înghiți pe copil, dar iar îl scoase afară mai frumos de cum fusese. Apoi îl înghiți împărăteasa șerpilor și iar îl scoase afară mai frumos de cum fusese. După aceea, împăratul șerpilor îl întrebă pe copil: „Măi voinice, ce ceri tu pentru binefacerea ce mi-ai făcut păstrându-mi și aducându-mi aici copilul meu cel credeam pierdut?” „Ce să cer?” răspunse copilul. „Că aur și argint nu pot duce, că e greu și calea e departe. Dar dacă vrei ca totuși să-mi faci un bine, să te pomenesc, dă-mi mărgeaua de după măseaua ta și voi fi destulat.” Și cum auzi șarpele ce cere copilul, se mânie și înghiți copilul și nu mai vrut să-l lepe de afară. Atunci puiul de șarpe se rugă cu lacrimi în ochi de tatăl său ca să-l scoată afară și să-i împlinească dorința, că fără copil nici ei n-ar avea pe copilul lor. Și se îndură împăratul șerpilor și îl lepădă pe copil afară și mai frumos de cum fusese. Și dându-i și mărgeaua cerută, îl lăsă să se ducă. Puiul de șarpe merse cu el și îl trecu apa până dincolo, apoi sărutându-se, se despărțiră. Puiul de șarpe se întoarse la tatăl său, iar copilul luă drumul înapoi pe unde venise. Când ajunse la marginea pădurii, unde odihnise mai înainte, voi să încerce puterea mărgelei de așa cum spusese puiul de șarpe și gândi să se facă o casă mare, plină de tot felul de bunătăți. Și minune mare, toate se făcură pe loc și așa cum dorea el. Și copilul se puse după masă, mâncă și se ospătă și plecă iar la drum, lăsând casa așa și pentru alții ce s-or fi abătând pe acolo. Și copilul, după multe zile, ajunse acasă și află pe mamă sa supărată și cântându-se după el ca după un mort. Dar cum își văzu odorul venind mai frumos de cum fusese, jalea ei se schimbă în bucurie. Îl sărută și îl dezmiertă și iar era fericită știindu-l aproape de ea. Într-o zi, ce-i pică copilului în gând, că zise către mamă sa: „Măicuță, e greu să fii singur în lume, că trebuie multe făcute și dumneata ești bătrână și slabă și nu le mai poți face. Eu unul singur ce pot face, că nu-i unul ca doi și nici doi ca trei. Deci, măicuță, uite ce m-am gândit eu, să te mai scap de nanecaz. Adă-ți dumitale onoră în casă și mie o muiere cu minte și harnică, că destul ne-am necăjit noi până acum singuri. Ce zici, măicuță, o fi bine?” „Bine, maică, bine, dar mă tem că noi cum suntem săraci, nimeni nu ne-o da fata, că uite nici casă nu avem și știi cum e la omul sărac, nimeni nu-i face pe plac. Din sat de la noi nimeni nu ne-o da fata, ce să mergem poate într-un alt sat unde nu ne cunosc așa de aproape?” „Nici nu te mâni o măicuță împețit în sat, că mie nicio fată din sat nu-mi place, ci te îmbracă frumos și să te duci chiar la împăratul să-i ceri fata pentru mine.” „Aoleu, maică, dar smintit ești, orice altă poveste să fie pe capul tău, dar cum cutești tu să-și gândești la așa ceva? Tu, care ești cel mai sărac din sat,
tu, un zdrențăros, cu o babă ca vai de mine. Doamne, apără-mă, copile, că-mi fac o cruce cu mâna stângă, dar ce gânduri te bat? Ia că m-oi duce eu colea în satul vecin la un om de seama noastră, dar să nu te înalți în nori unde nu e de noi, că vom cădea de toți ne-om sparge. Ba, maică, nu vom cădea! Eu știu ce știu, maică! Dumneata e să te duci chiar la împăratul și să-i ceri fata, că eu am putere mai mare ca el, și ca să vezi, maică, și să mă crezi. Ia că doresc ca dumneata să ai haine frumoase ca muierea chinezului de la noi și să te îmbraci cu ele și să pleci numai decât împețite. Și copilul babei, zicând astea, suflă peste mărgea de 3 ori și pe loc veni în mijlocul colibei o masă încărcată cu mâncări și băuturi alese și o ladă îndesată de haine frumoase, cu poale curate, cu papuci cu copci, cu mărâm de mătase, cu pieptar, cu oglindute, cu mărgele și zghiordane cu salbă la grumaz, și catrințe cu sute numai cu fir. Se minună baba de lucrurile astea și parcă visa, așa îi se făcea pe dinaintea ochilor. Și mâncară ei din masa încărcată de bunătăți și se îmbrăcă baba frumos ca o nevastă tânără și se uită în oglindă să vadă cum îi șade, că așa haine nu îmbrăcase ea niciodată. Și apoi iar se uită baba în oglinda ce o aflase în puiul lăzii și se miră și ea de norocul ce dase peste dânsa. Și plecă baba împețite la împăratul, dar tot parcă un ghimpe-i sta pe inimă. Și când se apropie de palatul împăratului, i se muiară picioarele. Inima începu a-i se bate cu putere și de nu afla la poartă un scaun să se odihnească, ar fi căzut de pe picioare. Nici nu îndrăzni să se bage înăuntru și stete acolo afară până noaptea. Atunci se duse la casa cu turn unde ședea împăratul, că acolo văzu lumină înăuntru și strigă la fereastră. Înălțate, împărate, am venit să-mi dai fata după feciorul meu. Și zicând acestea, o luă tot de-a fuga către casă. Împăratul auzi vorbele babei, deschise fereastra să vadă cine strigă, dar nu văzu pe nimeni și îi se păru că nu strigase a Evea nimenea, ci numai lui se păruse așa. A doua noapte iar veni baba și strigă la fereastra împăratului. Înălțate, împărate, să-mi dai fata după feciorul meu! Și iar o luă la picior. Împăratul auzise acum bine, nu ca noaptea trecută, ba auzise chiar și fata lui și deschiseseră ferestrele, dar fiind întuneric nu văzură pe nimeni. Căci baba o ștersese ca fulgerul, că de frică ce nu face omul. Atunci împăratul, care acum a cunoscuse a Evea că strigase cineva, puse păzitori ca să străjuiască și să prindă pe cel ce o mai striga la ferestrele sale sau se va mai apropia de el. A treia noapte iar veni baba, că nu avea pace de copil, și strigă la fereastră. Înălțate, împărate, să-mi dai fata după feciorul meu. Atunci păzitorii care stau la pază în ascunzișurile lor puseră mâna pe ea și pe sus o duseră înaintea împăratului. Când o văzu, împăratul îi zise: Vai, babă slabă, dar cine ești și ce vrei? Și ce mă neliniștești noaptea strigând pe la ferestrele mele? Să trăiești, înălțate, împărate, zise baba. M-a trimis copilul meu împețit la fata măriei tale, dar eu nu am îndrăznit să mă arăt pe față, că mi-s babă slabă, iar măria ta o față luminată. Bine, babo, eu am o fată de măritat, iar tu, precum zici, ai un fecior de însurat. E lung drumul de suit de la tine până la mine, dar vom vedea de va fi vrednic de fata mea. Să-ți trimiți, dară, feciorul aici, să-l văd și eu și fata, și de-i va plăcea, eu mâncuscri, iar de nu, va plăti cu capul său cutezarea sa. Și ieși biata babă din casele împăratului și cuvintele din urmă va plăti cu capul său cutezarea sa, nu-i mai ieșeau din urechi. O să rămân fără fecior, își zise baba în sine. Știu că împăratul își va căuta un ginere din neam mare și copilașul meu, frumușel ca un inel, o să piară în furci ca un făcător de rele. Voi stărui pe lângă el să se lase de ăst gând afurisit. Ne-om alege noi o fată de postavul nostru și vom trăi cum vom putea ca toți oamenii săraci.
Cu gândul acesta ajunse baba acasă. Feciorul îi ieși înainte și o întrebă: Ai fost, măicuțo? Ce a zis împăratul? Ce să zică, puiule? Mă tem că nu vei păți bine. A zis împăratul să mergi să te vadă și de-i vei plăcea și lui și fetei bine. De nu, vei plăti cu capul cutezarea ta. Maică, parcă un fior rece-mi trece prin inimă. Lasă-te, țucăl, maica, lasă-te gândul de asta, că merge maica Colea în satul de după deal, la moșul Stanimir, și-ți pețește fata lui, că e de pătura noastră. O să trăiești bine, că-i fată bună și frumoasă. Nu te duce cu gândul așa de sus, puiul maichii, că mă tem că o fi rău de tine. De mine mă las, căci și așa-s bătrână acuș pe muche. Nu mai mi-e jale de tinerețile tale să pieri în furci ca un făcător de rele. Ascultă pe măicuța ta, numai acum, numai odată. Dar feciorul îi zise: Măicuță, nu te teme, nu avea frică de mine. Mie altă fată nu-mi trebuie, ci numai fata împăratului. Eu-s vrednic de ea, vei vedea, cușică. O să fiu ginerele împăratului. Nu te tângui pentru mine, eu ce știu și bine are să fie. Nu mai mi-e frică și jale mii de tine, răspunse baba. Și copilul se îmbrăcă frumos, își luă mărgeaua, sărută mâna mamei sale și plecă la împăratul. Cum ajunse acolo, împăratul îl întrebă: Cum te cheamă, voinice? Copilul îi răspunse: Furga murga, măria ta. Dar ce ai învățat tu? Ce știi tu? Îl întrebă din nou împăratul. Știu de toate, răspunse copilul. De ce mă cauți, zvrednic? Poruncește măria ta și eu pe loc ți-o împlini toate voile. Vom vedea, zise împăratul. O fată de împărat nu se poate căpăta așa ușor. Și să știi că atunci o vei avea, când vei face până dimineață case ca ale mele peste drum, ca să nu-i fie urât fetei mele. Altfel să știi că de furci vei avea parte. Bine, zise copilul. Și împăratul îl băgă într-o casă mare și puse slugile ca să-l ospăteze bine cu ce-i poftește inima. Copilul era vesel că știa că la el toate-s cu putință. Când fu Colea către ziua, se pomeni copilul din somn, suflă peste mărgeaua de 3 ori, gândind să se facă peste drum case ca ale împăratului. Și toate se făcură așa cum poftea el. Dimineața, o slujnică văzu mai înainte casele și alergă la împăratul să-i spună minunea. Împăratul, cum o auzi vorbind, ceea ce el nu credea, îi trase o palmă așa de pipărată că slujnica căzu jos moartă. Se spăimântă și împăratul de fapta sa și deschise fereastra să vadă de ea așa cum zisese slujnica. Când colo era așa, adevărul curat. Casele de peste drum străluceau în lumina soarelui, mai mândru decât casele sale, și se minună împăratul și păru rău că omorâse slujnica. Deci puse de-l chemă pe furga murga și zise: Voinice, văd că ai putere mare, dar să știi că nici acum nu-ți poți da fata mea de muiere până nu-mi vii pe slujnica mea ce a murit, căci moarte cu nuntă cine a văzut? Și până nu vei face de la casele mele până la ale tale 2 poduri, unul de aur și altul de argint, ca să meargă fata mea pe ele de la mine până la tine, nu-ți dau fata. Și minunile astea să mi le faci până dimineață, altfel nu-i bine de tine. Și iar puse să ospăteze pe furga murga cu bere și mâncare ca pe un împărat. Când fu Colea către ziua, copilul iar suflă peste mărgea și dori să fie cum zisese împăratul. Și iată că se făcură podurile, unul de aur și altul de argint, ce împreunau casele unele cu altele, iar slujnica se pomeni ca dintr-un somn greu, se frecă la ochi și spuse că a visat un vis foarte frumos. Ci că a fost într-o grădină mare, plină de cărări drepte și largi. Pe de o parte și de alta a drumului erau flori frumoase de toate culorile, pomi roditori, iarbă verde, fântâni ce aruncau apă în formă de raze drept în sus, din care se stropeau florile și pomii și iarba verde. Pomii erau înfloriți și o mulțime de păsări zburau printre crengile lor și cântau cântece frumoase, și o mulțime de albine zbârnâiau încoace și încolo prin florile pomilor,
și era așa de bine și așa de dulce traiul pe acolo, că acum îi pare rău că s-a trezit. Și un împărat mare cu împărăteasa se prepurtau pe acolo ținându-se de mână și încotro priveau, toți li se închinau lor și îi ascultau. Și un soare luminos încălzea lumea pe acolo și oamenii ce erau pe acolo ședeau la umbra pomilor pe scaune de aur și se desfătau în mirosul florilor, în cântecul păsărilor, în ciripitul rândunelelor, în zbârnâitul albinelor, în murmurul apelor. Și era așa mândrețe pe acolo, cum ochiul omului așa ceva nu a văzut, cum mintea sa nu poate cuprinde și nici cu vorbe nu se poate spune. Și îmi pare rău, de 1000 de ori rău, că m-ați trezit și nu m-ați lăsat să trăiesc veșnic în acest vis al meu, în acest rai de fericire. Așa vorbi servitoarea după ce se trezi, adică în vie. Și dimineața, cum se crăpă de ziua, împăratul se pomeni și deschise fereastra să vadă făcuta copilul cum poruncise el. Și dacă le văzu toate făcute așa cum dorise el, mult se minună și alergă la slujnică să vadă oare a înviat. Și dacă o văzu, pași auzi visul ei, pe loc chemă pe furga murga la sine și zise: „Auzi, voinice, mai ai să-mi împlinești o dorință, cea din urmă. Și de o vei împlini și pe aceasta, vei fi ginerele meu, de nu ești fiul morții.” „Și care va fi aceea?” întrebă furga murga. „Un lucru mare,” răspunse împăratul. „Să-ți spună slujnica visul ei ce a visat până a fost adormită și visul ei să-l faci tu aieve.” Și slujnica începu a-și spune visul și furga murga o ascultă până la capăt și apoi zise: „Înălțate împărate, la mare grijă mă bagi, eu voi încerca și poate să-l fac aieve.” Și împăratul își căută de treburi, iar furga murga merse și el să-și petreacă până dimineața viitoare, când era cea din urmă încercarea sa. Slugi și slujnici aveau să-l servească cu ce poftea el, mai ales acum când împăratul și toți ai curții văzură că furga murga nu e om de rând, ci un vrăjitor iscusit sau un om de pe altă lume care știe a face minuni. Dimineața viitoare, care fu mirarea tuturor, când lângă curțile împăratului se ridicaseră niște grădini frumoase, întocmai ca cele visate de slujnica împăratului. Și era așa mândrețe în ele, ca și care nu se mai poate închipui. Și văzut toate acestea împăratul și mult se minună, și zise lui furga murgă: „Cu adevărat, voinice, mare meșteri ești, dar slujnica mea visase că era pe acolo și un împărat ce se prepurta cu împărăteasa de mână. Și toți le se închinau și l-ascultau. Unde e acela?” „Înălțate împărate,” răspuse furga murga, „acela sunt eu și împărăteasa e fata ta, soția mea.” „Așa să fie,” zise împăratul. „Tu ești vrednic de a-mi fi ginere.” Apoi cunună pe fica sa cu furga murga și făcură o nuntă, Doamne! La nuntă veni și mama lui furga murga, care nu mai înceta sărutându-și nora și feciorul și simțindu-se cea mai fericită femeie de pe pământ. Că așa și era și îi se și cădea așa să fie. Și trăiră fericiți furga murga cu soția sa o vreme lungă, dar știți cum e lume? După nor vine senin, după dulceață venin. Așa și traiul lor fericit începu să se schimbe îndată ce furga murga află că soția sa, înainte de a se cununa cu el, avusese drăguț pe un arab, copil de împărat și el, dar urât slutul lumii, negru și buzat, bun de înțărcat copii mici cu el. Și fata împăratului prinsese dragoste cu el și urât așa că ajunsese la vârsta aia. Și apoi știți dumneavoastră că dragostea cea de demult nu prea poți ca să o mai uiți. Așa fu și aici. Cu toate că furga murga era un voinic zdravân și frumos și câte minunății făcuse, dar închinata de fată nu putu uita pe arab și odată când veni arapul pe la ei, fără ca furga murga să știe și dându-și în vorbă cu fata, o rugă să-i spună și ei în ce stă puterea bărbatului ei de face toate câte le voiește. Fata-i zise că nici ea nu știe, că nu vrusese să-i spună nici ei taina de câte ori îl rugase. Dar arapul nu se puse jos,
ci atât a stărui pe lângă fată, iar fata pe lângă furga-murga, până aflară secretul și rostul lui furga-murga. Atât îi trebuia rapului. El înduplecă pe fată să fure mârgeaua bărbatului ei și să-i o dea lui. Și fata proastă, cum dormea într-o zi bărbatul ei, îi luă frumușel mârgeaua și o detea rapului drăguțului ei. Arapul pe loc suflă peste ea și cugetă ca să se mute casele și grădinile lui furga-murga în ostrovul mării și el cu drăguța sa să fie acolo. Și se făcură toate așa. Și bietul furga-murga, când se pomeni, se văzu iar în coliba lui și îi se păru că visase. Dar pe loc își aduse aminte că totuși nu e vis, ci e lucru aieve. Își căută mârgeaua, dar nu o găsi. Acum pricepu el că muierea îl înșelase, dar era prea târziu și începu și el a se întrista și a se gândi că ce e de făcut. Văzându-l așa de îngândurat, rugacea și șoarecele-i ziseră: Stăpâne, de mult nu te-am văzut noi așa întristat ca acum. Ce poate fi? Spune-ne și nouă, doar de vom putea și noi ajuta ceva. Cum îngrijești tu de noi de atâta vreme? Și furga-murga le spuse necazul cel paște și ziseră rugacea și șoarecele: Las pe noi, stăpâne, că dăm noi de ea! Și se luară la drum, așa mereuți, mai pe jos, mai pe sus, tot pe urma fugarilor, până ajunseră la mare. Aici șoarecele încălecă pe rugace și rugacea zbură cu el și el trecu ostrov la caserea arabului. Aici șoarecele începu a roade ușă după ușă, până-și făcu loc în odaia unde dormea fata împăratului cu arabul. Aici se sui la ei în pat, dar măgeaua era legată de cheutoarea arabului și fata era cu capul baș pe ea. Atunci șoarecele o mușcă o leacă de frunte, fata se scărpină și suci cu capul în altă parte. Atunci șoarecele roase cheutoarea, luă mărgeaua în gură și ieși afară. Iar rugacea, care și ea s-a fost băgată înăuntru pe urma șoarecelui, se sui în pat la ei și-i mânji și-i morceli cu baliga ei pe obraz și pe la gură și, lăsându-i astfel batjocoriți, ieși și plecă cu șoarecele la drum. Ajungând la apă, iar se sui șoarecele călare pe rugace și trecură la țărmurile din potrivă. Dar zburând ei așa peste apă, începu rugacea spune șoarecelui ce batjocură făcuia cu fata și cu arapul și începură amândoi să râdă cu chiote. Dar șoarecele, care ducea mârgeaua, râzând, uită de ea și mârgeaua pică din gură în mare și văzu bine până o înghiți un pește mare care pieri cu ea în adânc. Bietul șoarece și biata rugace, săracii de ei, cât se necăjiră ei văzând nădejdea lor înghițită de pește. După ce ajunseră la țărm, începură a plânge ca doi copii mici. Și veni la ei împăratul peștilor și văzându-i plângând, i se făcu milă de ei și întrebă de ce plâng. Ei spuseră totul cum se întâmplase și atunci împăratul peștilor spuse: Nu plângeți, că pe loc vă voi da eu mărgeaua! Și porunci la toți peștii din mare că acela care a înghițit-o pe loc s-o aducă. Și nu fu nici cât ai scăpăra în cremene odată și veni un pește cu mărgeaua în gură și-o dete împăratului peștilor, iar acesta o dădu șoarecelui. Mare bucurie simțiră ei acum, mulțumiră împăratului peștilor și plecară iar la drum, râzând și horezând ca doi voinici. Nu peste mult, ajunseră la stăpânul lor și deteră mărgeaua, spunându-i toată întâmplarea. Furga-murga, cum își văzu iar mărgeaua, mulțumi vitișoarelor sale ce i-o aduseseră și pe loc dori ca să vină arapul cu drăguța lui călare pe doi măgari. Și iată-i că veniră rușinați ca vai de ei, că toată lumea îi scuipa și-i batjocorea. Atunci furga-murga îi legă pe amândoi de coadele măgarilor și puse servitorii să-i alerge prin cetate și să-i bată, până nu se alese nimic de ei. Apoi furga-murga se însură din nou cu altă fată de crai și, murind socrul său, îi urmă lui la domnie și fu împărat bun și cu dreptate și toți erau îndestulați cu el. Și de nu va fi murit cumva, că-i cam mult de atunci și acum trăiește.
Iar eu mă suii pe un cal murg, înșeuat, și plecai prin Banat, povești să mai adun și să vă mai spun. Dumneavoastră să trăiți, mai multe să auziți, dar și eu să trăiesc, să le povestesc. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!